Excellences, presidents, prime ministers, Excelențe, președinți, prim-ministri, doamnelor și domnilor, în primul și în primul rând aș dori să mulțumesc gazdelor noastre din România pentru că m-au invitat să particip la sesiunea de nivel înalt de deschidere a forumului economic găzduit de inițiativa celor trei mări și prim-ministru român. Sunt recunoscător în special președintelui Klaus Iohannis, prietenul meu, pentru că a găzduit summitul inițiativei celor trei mări deja a doua oară, dar și pentru contribuția sa semnificativă în dezvoltarea proiectelor noastre comune. Sunt bucuros de faptul că astăzi ne putem întâlni pentru a discuta de potențialul economic al inițiativei celor trei mări și pentru oportunitățile de afaceri pe care le oferă. Întâlnirea noastră e o oportunitate excelentă pentru a sublinia importanța inițiativei celor trei mări nu doar la nivel european, ci la nivel global. Doamnelor și domnilor, în ultimii 15 ani, inițiativa celor trei mări a reușit să crească ca nivel de dezvoltare și dinamism economic toate celelalte regiuni ale Europei. Am fost observați ca parte esențială din flacul estic al Uniunii Europene și ca un loc unde poți investi în vremuri tulburi. În ciuda provocărilor economice și de natură politică, inițiativa celor trei mări și-a dovedit rolul său instrumental în a asigura condiții favorabile pentru ca afacerile să prospere. Este, vă spun sincer, o satisfacție amară pentru mine, pentru că a venit astăzi, iar astăzi am văzut cum abordarea noastră în a întări reziliența regională este urmată de către alți oameni și state din Europa. Așa cum președinta Ursula a spus, trebuie să ascultăm de vocile din noastră, în zona Baltică, în Polonia și pe de-a întregul centrului și estului Europei. În ciuda războiului ucrainean la graniță, continuăm să oferim investitorilor rate de profit corecte pentru activele lor, forță de muncă calificată și o stabilitate care rezultă din calitatea de membru al NATO și al Uniunii Europene. Dragi prieteni, din momentul creierii sale în 2015, inițiativa celor trei mări a acordat o atenție specificată pentru securitatea regională, dar și diversificare a surselor de furnizare. Proiecte comune pe măsură ce interconectorii de conducte de gaz, precum și terminalele de gaz lichefiat, ne vor ajuta să supraviețuim crizei continue energetică provocate de către Federația Rusă. Și vorbind despre energie, trebuie să menționez tranziția verde și dezvoltarea de surse regenerabile de energie. Din zona mării putem vorbi de posibilitatea acelei zone energetică ca o cooperare nu doar între Polonia și statele baltice. Fără dubiu, există un potențial imens în regiunea noastră pentru a dezvolta o infrastructură de hidrogen. Acesta este motivul pentru care compania Orlen din Polonia a depus un nou proiect prioritar pentru inițiativa celor trei mări, care țintește producția de hidrogen verde la complexul său în dezvoltare din Lituania. Așteptăm cu nerăbdare dezvoltarea reactoarelor nucleare mici pe de-a întregul regiune, care, alături de planurile nucleare civile, vor schimba semnificativ schema de generare a energiei electrice în această parte a Europei. Mulțumesc! Mulțumesc trimisului special John Kerry pentru suportul pe care îl acordă în această inițiativă. Apreciem din plin asta. Concomitent,
Eu cred că regiunea noastră poate deveni un centru global pentru tehnologia digitală, în special datorită capitalului uman valoros și reglementări de afaceri favorizante. Avem toate instrumentele necesare pentru a ne demonstra rolul în această regiune, în special când e vorba de infrastructura 5G, dar și în ceea ce ține de securitatea cibernetică. Notesc cu satisfacție faptul că România a făcut din securitatea cibernetică unul din principalele subiecte care va fi discutat în cadrul acestui forum economic. De asemenea, mă bucur inaugurarea Centrului de Competențe de Securitate Cibernetică din București. Doamnelor și domnilor, împreună cu Grecia, care oficial s-a alăturat inițiativei celor trei mări ieri, în momentul de față avem mai mult de 120 de milioane de oameni ambițioși și antreprenoriali. Economiile noastre reprezintă 13% din PIB-ul total al UE. Concomitent, în ultimii 5 ani, creșterea medie a PIB-ului nostru din regiune a fost de 2,9%. Deci ce noi estimăm? Că investițiile în infrastructură și nevoile aferente din regiune reprezintă echivalentul a 600 de miliarde de euro. În 2018-2021, investițiile totale în drumuri din investiții publice și pe cale ferată și pe energie infrastructură în țările noastre a depășit 80 de miliarde de euro. Împreună cu cheltuielile pe cercetare și dezvoltare, asta reprezintă peste 117 miliarde de euro. În momentul de față există 91 de priorități în ceea ce privește inițiativa celor trei mări, se referă la zona de energie, transport, domeniul digital, cu o valoare principală de mai bine de 168 de miliarde de euro ca și investiție și potențial. Doresc să accentuez că antreprenorii pot face parte în această oportunitate. Contractori, subcontractori, investitori, furnizori de servicii, furnizori de servicii de mentenanță, toți sunteți invitați ca să contribuiți la succesul inițiativei celor trei mari. Totuși, există un aspect al formatului inițiativei celor trei mări care are nevoie de o atenție specifică. Regiunea noastră este cel mai bine poziționată pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei, nu doar datorită proximității geografice, dar și unor legături eficiente de transport, precum și moștenirea culturală comună. 4 din 13 țări care fac parte din inițiativa celor trei mări au graniță directă cu Ucraina. Avem experiența și know-how, cunoștințele necesare pentru a-i sprijini pe ucrainieni pe drumul și pe făgașul lor către Uniunea Europeană și restaurarea infrastructurii. Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, la final aș dori să vă atrag atenția asupra unui nou proiect și anume Asociația de Dezvoltare a Mediului de Afaceri din cadrul inițiativei celor trei mări. Această parte e o inițiativă susținută de Polonia, Bulgaria, Estonia, Lituania și România, care să reprezinte un element de ajutor pentru investitori și antreprenori în cadrul inițiativei celor trei mari. Ce vă pot asigura este că în baza fondului de investiții din cadrul inițiativei celor trei mări nu vom precupeți efort în a utiliza cât mai multe instrumente financiare care să ajute transregional regiunea. Vă doresc mult succes și cât mai multe idei de afaceri în cadrul inițiativei celor trei mări. Vă mulțumesc pentru atenție!